Sebastian Gheorghe, care luni va împlini 40 de ani, a început arbitrajul în timpul liceului, la îndemnul tatălui său, Constantin Gheorghe, și a debutat în Liga 1 în noiembrie 2006 la un meci între Gloria Bistrița și Sportul Studențesc. Actualul președinte al Comisiei Județene a Arbitrilor Suceava este asistent FIFA din anul 2009. Centralul Ovidiu Hațegan este primul arbitru român care participă la Jocurile Olimpice, după o pauză de 32 de ani. Ioan Igna a fost prezent la Jocurile Olimpice din 1984 de la Los Angeles. Turneul olimpic se va desfășura în perioada 3-21 august, finalele urmând să se dispute pe celebrul stadion Maracana.